În cadrul conferinței Romiscon 2022 a existat un moment deosebit de părtășie și acesta a avut loc la Biserica Pentecostală din Păuliș. Am avut harul să înțelegem cum a luat naștere flacăra pentecostală din România printr-un scurt istoric adus de fratele Emil Meșteriagă, însoțit de mărturiile uneia dintre cei mai vârstnici frați ai bisericii, care a fost martor la această lucrare și care ne-a bucurat și prin cântare și poezie. Fratele Mircea Deteșan a condus adunarea în cântarea O Doamne Mare Când Privesc Eu Lumea, fiindcă Dumnezeul nostru e mare și merită toată lauda, cântare fără instrumente într-o armonie deosebită și înălțătoare de cei aproximativ 50 de persoane care au dorit să audă istoria penticostalismului românesc prezentată pe scurt. După acest scurt istoric, am pornit în alai spre Casa Memorială, prima adunare penticostală, o casă micuță cu 3 încăperi în care încap maxim 10 persoane odată. Am intrat rând pe rând, uimit de modul în care, dintr-o mână de oameni care și-au dorit mai mult din plinătatea lui Dumnezeu, dintr-o căsuță mică și fără strălucire, Dumnezeu a dat naștere unei lucrări care a cuprins întreaga țară și care numără acum mii de biserici, iar flacăra Duhului Sfânt i-a cuprins pe mulți alți credincioși care au căutat cu sinceritate apropierea de El. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta!